Bună ziua, bună seara sau bună dimineața, dragi români, fie că vă aflați în țară sau pe meleaguri străine, vă salută aici de la Pupitru, cu stimă și respect, al vostru Patrick Matiș. Iată că după un timp destul de îndelungat, revenim cu un episod numărul 4 al podcastului nostru. În primul rând vrem să vă mulțumim pentru că ne urmăriți, pentru distribuirile voastre pe rețelele de socializare, pentru like-urile voastre. Astăzi avem un subiect foarte special. Unul care este de bază pentru cultura română, despre care vom vorbi, și anume spiritualitatea românească. Este poate cel mai important subiect din cultura română care ne definește, practic, ca și identitate națională, mai ales în aceste perioade de crize sanitare prin care trecem, de restricții sociale, de restricții asupra pelerinajelor la care mergem în țară, în diferitele orașe, cum ar fi Iași, cum ar fi chiar și la București, de Sfânta Parascheva, de Sfântul Dimitrie. Avem nevoie să vorbim despre spiritualitate și astfel începem să vorbim despre obârșia străveche a spiritualității românești. Cine am fost, cine suntem și cine ar trebui să mai fim. Vorbim despre spiritualitatea românească încă din vremuri străvechi, din vremurile pelasgilor, belaginilor, despre zamoxianism, despre traci, despre perioada creștină, dar și încoace vom vorbi despre religiozitatea românească și perioadele dificile prin care am trecut până în prezent. În primele trei episoade am atins subiectul economic cu bună știință, pentru că am vrut să revenim de la valorile materiale la cele spirituale. Iar acum o luăm de la origine până în prezent. Și vom începe cu spiritualitatea. Știți, spiritualitatea noastră a fost, este și va fi una naturală, firească. Indiferent de greutățile epocale prin care trecem și vom trece. Avem o rădăcină în cer, inerentă, născută, nu ne putem dezice. Oricât ar fi încercat unii sau alții să ne convingă altfel. Într-un fel sau altul, noi ne practicăm credința, fie ea doar de formă, așteptând ca Dumnezeu să ne ierte păcatele, să ne dea lumină, să ne ajute să ne mântuim, noi ne schimbându-ne felul în care trăim, mergând pe aceleași șine fixe trasate ca în trecut sau prin experiențele spirituale prin care mărturisim că Dumnezeu există și ne guvernează viețile și soarta, așa cum au făcut antecesorii noștri. Dar haideți să vedem. Totuși rămâne ca un instinct, ca un lucru natural pe care îl facem, așa trăim cu fața spre Dumnezeu. Omul în genunchi în fața lui Dumnezeu este cu mult mai mare în fața lumii. La origini, strămoșii noștri credeau în zei precum erau de numeroase stelele de pe cer. Credeau în spiritele vieții, în zeitățile celor patru elemente, foc, apă, aer și pământ. Credeau în marea mamă a pământului, Geia sau Gaia, Geia. Cu multe lei fecioare zeițe, Bendis, Cotiso sau Cotis, Îngebeleizis, Zamolxe, marele zeu al pământului, de la Zemelen, pământ. Există o hierogamie, așa cum tradițiile pot spune, între zeul furtună și marea mamă, dând naștere la următoarea ordine de zeități trace, cum ar fi Sabos sau Sabasius și Bendis. Credeau de asemenea în lumea schimbătoare, în anotimpurile care treceau, în trecerea vremurilor, a veacurilor, în anii de belșug și fertilitate, dar și în cei de neîndestulare și puținătate. Mai credeau și în nemurire, în spirit, ca și în carnea vie care îmbracă vremelnic trupul pământesc. Ei erau belaginii sau pelasgii, tracii primitivi, care au înființat la Descălecat un cult solar al cabirilor în Tracia străbunilor. La Descălecat, după ce au supraviețuit ultimului potop transapalnian sau postdiluvian, despre care vom vorbi într-un episod următor, spun tradițiile, ei au găsit un pământ fertil, cu mare, cu fluvii, râuri, lacuri și câmpii, munți, dealuri și păduri, dincolo de cât vedeau cu ochii, și multe sălbăticie a naturii, pe care aveau să o îmblânzească prin ei înșiși, prin blajinitatea lor. Erau de mult preoți ai vechii înțelepciuni, care s-a trecut de la gură la ureche și nu prin scris. Deși ne-au rămas câteva codice foarte interesante, precum codurile belagine, 45 la număr,
foarte important acest număr, dar și alte scrieri hieroglifice sau asemănătoare, precum cele de la Tărtăria. Dincolo de curgerea timpului și de cugetarea zeilor este focul cel viu și veșnic, din care vin toate și prin care ființează toate cele ce sunt. Totul și nimicul sunt suflarea sa, golul și plinul sunt mâinile sale. Mișcarea și nemișcarea sunt picioarele sale. Nicăieri și peste tot este mijlocul său, iar chipul său este lumina. Nimic nu este înfăptuit fără de lumină și tot ce vine din lumină prinde viață și ia făptură. Precum fulgerul aduce lumina și din lumină tunetul și focul ce se revarsă, așa este și gândul omului, îl trece în vorbă omului și apoi în fapta sa. Deci ia aminte la asta, căci până la focul ce arde trebuie să fie o lumină și un tunet. Lumina omului este gândul său și aceasta este averea sa cea mai de preț. Lumina prinde putere prin cuvânt, iar voința omului aprinde focul prin care se făptuiesc toate cele ce sunt în jurul său. Fii ca muntele cel semeț și ridică a ta lumină mai presus de cele ce te înconjoară. Nu uita că aceiași pași îi faci în vârful muntelui ca și în josul său. Același aer este sus ca și jos, la fel crește copacul în vârful de munte ca și în josul său. La fel luminează soarele piscul cel semeț ca și pământul cel neted. Printre cei mai eruditi mărturisitori ai vechilor traci, cel care a revoluționat cu istoria credințelor și ideilor religioase, Mircea Eliade, spune în felul următor despre traci mari anonime ai istoriei. Cea mai veche cultură tracă ni se înfățișează ca sinteza unui important substrat al epocii bronzului, cu aportul triburilor seminomade sosind din Ucraina. Etnogeneza tracilor are loc într-o regiune destul de întinsă, între Nistru, Carpații Nordici și Munții Balcani. Către sfârșitul secolului al VIII-lea, incursiunile cimerienilor introduc anumite elemente caucaziene în artă și în armurerie. Herodot, care a scris în secolul al V-lea, afirmă că tracii erau poporul cel mai numeros după inzi, iar rolul lor în istoria politică a fost modest. Regatul Odrizilor în Valea Mariței, destul de puternic pentru a ataca Macedonia în 429, și-a pierdut autonomia la mai puțin de un secol după aceea, sub Filip al II-lea. Alexandru cel Mare a continuat politica expansionistă a tatălui său. În aproximativ 335, el a traversat Dunărea cu scopul de a-i cuceri și supune pe getodaci. Eșecul campaniei lui le-a permis acestor triburi trace să rămână independente și să-și amelioreze organizarea națională. În vreme ce tracii de sud au fost definitiv integrați în orbita elenismului, Dacia n-a devenit provincie romană decât în anul 107 după Hristos. Creațiile religioase ale tracilor și getodacilor par să fi împărtășit deopotrivă un destin nefericit. Grecii recunoscuseră destul de devreme originalitatea și forța religiozității trace. Diverse tradiții localizau în Tracia sau în Frigia originea mișcării dionisiace și o mare parte a mitologiei despre Orfeu. În Harmide, Socrate vorbește cu admirație despre medicii regelui trac Zamolxis, ale căror doctrină și practică erau superioare celor ale medicilor greci. Dar cu excepția câtorva informații prețioase comunicate de Herodot apropo de scenariul mitico-ritual al lui Zamolxis, informațiile privind religiile tracă și tracogetă sunt puțin numeroase și aproximative. E adevărat că, mai ales în epoca imperială romană, monumentele religioase abundă. Totuși, în absența mărturiilor scrise, interpretarea lor este ezitantă și provizorie. Ca și celții, sacerdoții și asceții traci și getodaci nu se încredințau scrierii. Puținul pe care îl știm despre mitologia, teologia și riturile lor ne-a fost transmis prin autorii greci și latini, adică printr-o interpretație greca și latină. Dacă Herodot nu și-ar fi notat anumite convorbiri cu grecii din Helespont, n-am fi cunoscut scenariul mitico-ritual al lui Zamolxis și nici numele de Gebele Isis. Desigur, ca și la slavi și la baltici, precum și la vechii germani și la urmașii celților, moștenirea religioasă a tracilor s-a conservat cu inevitabile modificări în obiceiurile populare și în folclorul popoarelor balcanice și ale românilor. Dar analiza tradițiilor folclorice europene în perspectiva istoriei generale a religiilor este încă la începuturile sale. După Herodot, tracii îi adorau pe Ares, Dionisos și Artemis. Totuși, regii lor îl venerau pe Hermes.
ai cărui descendenți se credeau. Plecând de la această succintă informație, devenită și mai enigmatică printr-o interpretație greacă, s-a încercat să se reconstituie panteonul inițial al tracilor. De la Homer în Iliada până la Vergiliu în Eneida, tradiția considera Tracia ca fiind patria lui Ares, zeul războiului. Pe de altă parte, tracii erau vestiți pentru însușirile lor războinice și indiferența lor în fața morții. Prin urmare, se putea admite că un zeu de tip Ares era șeful panteonului lor. Totuși am văzut vechiul zeu celest al germanilor, Tivas, a fost asimilat de către romani cu Marte. Este deci cu putință ca Ares Trac să fi fost la origine un zeu al cerului, devenit apoi zeu al furtunii și al războiului. În acest caz, Artemis ar fi o divinitate hectoniană, analogă zeițelor trace Bendis sau Cotito, Cotis. Herodot ar fi numit-o Artemis, în loc să-i spună, de exemplu, Demeter, din cauza naturii sălbatice a pădurilor și munților Tracii. Din această, între ghilimele, citire, este acceptată, se poate presupune de asemenea, existența la cei mai vechi traci, a mitului exemplar al hierogamiei dintre zeul furtunii și mama pământ. Dionisos ar fi fructul acestei uniri. Grecii cunoșteau numele tracelor lui Dionisos. Cele mai obișnuite erau Sabos și Sabasios. Cultul lui Dionisos Trac amintește ceremoniile ce se desfășurau în timpul nopții, în munți, la lumina făcliilor, o muzică sălbatică, zgomote de lovire în cazanele de bronz, chimbale, fluire. Îi îndemna pe credincioși să scoată țipete de voioșie într-un dans circular, furios și învârtejit. Cităm, mai ales femeile erau acelea care se dedau acestor dansuri dezordonate și epuizante. Costumul lor era straniu. Ele purtau besares, lungi veșminte fluturânde făcute, parese, din piei de vulpe. Deasupra acestora piei de căprioare și probabil pe cap coarne, după rode. Încheiem citatul. În mâini țineau șerpi consacrați lui Sabasios, pumnale sau tirsuri. Ajunse la paroxism, la așa zisa nebunie sacră, ele apucau animalele alese pentru sacrificii și le rupeau în bucăți, ușindu-le și mâncându-le carnea crudă. Omofagia rituală săvârșea identificarea cu zeul. Participanții se numeau acum Sabos sau Sabasios. Și ne amintim că e foarte interesant, ne amintim de acea parte a mitologiei egiptene în care luptătorii Egiptului vechi se identificau cu Osiris, deveneau osirificați prin această sacrificare sau omofagie a celui care se numea Demon Roșu. Foarte interesant și continuăm. E vorba, desigur, ca și la bacantele grecești, de o divinizare temporară. Dar experiența extatică putea trezi vocații religioase specifice, în primul rând daruri oraculare. Spre deosebire de dionisismul grec, mantica tracă era în legătură cu cultul lui Dionisos, un anumit trib, cel al besilor, îngrijat de oracolul lui Dionisos. Templul se afla pe un munte înalt și profeteasa prezicea viitorul în extaz ca și Pythia de la Delphi. Experiențele extatice întăreau convingerea că sufletul nu e numai autonom, ci și susceptibil de o unie mistică cu divinitatea. Despărțirea sufletului de corp revelată prin extaz arăta, pe de o parte, dualitatea fundamentală a omului și, pe de alta, posibilitatea unei post-existențe pur spirituale, consecința a divinizării. Credințele arhaice într-o supraviețuire vagă și aproximativă a sufletului au fost treptat modificate, ducând în cele din urmă la ideea de metempsihoză sau la diverse concepții despre nemurirea spiritului. Probabil că experiențele extatice care au croit drum unor astfel de concepții nu era întotdeauna de tip dionisiac, adică orgiastic. Extazul putea să fie provocat și de anumite ierburi sau prin rugăciune. Semințele de cânepă la traci, conform lui Pomponius Mela și la Sciți, după Herodot, fumul anumitor așa zise roade la masageți, după Herodot, Strabon, reproduce după Posidonius că misienii se abțineau să mănânce carne mulțumindu-se cu miere, lapte, brânză și că din această cauză ei se numeau cei ce se tem de zeu, Theosebeis. Ne aduce aminte de cuvântul deosebit. Deosebit. Și cei ce călătoresc pe fum, capnobatai. Acești termeni desemnează probabil anumite personaje religioase și nu întreg poporul. Capnobatai ar fi dansatorii și șamanii care foloseau fumul cânepei ca să-și provoace transe extatice, conform
cărții de Zamolxis a Genghis Khan. Strabon adaugă că la traci există solitari mistici cunoscuți sub numele de Ctistai. De aici vine numele de Ctitor, care trăiesc fără femei, se consacră zeilor și viețuiesc eliberați de orice teamă. În medii de acest tip s-au dezvoltat în Grecia practicile și concepțiile religioase cunoscute sub numele de orfism. Credința în nemurire și certitudinea beatitudinii sufletului decorporalizat duc la anumite triburi trace la o exaltare aproape morbidă a morții și la o depreciere a existenței. Trausii jeleau la nașterea unui copil, dar își îngropau de funcții cu voieșie, după Herodot. Numeroși autori antici explicau curajul excepțional al tracilor în lupte, prin convingerile lor eschatologice. Marcianus Capella le atribuia chiar o adevărată poftă de moarte, appetitus maximus mortis, căci li se părea frumos să moară. Se poate recunoaște această valorizare religioasă a morții în anumite creații folclorice ale românilor și ale popoarelor sud-est europene. Cât despre Hermes, care după Herodot era cinstit exclusiv de către regi, adică de aristocrația militară, el este greu de identificat. Herodot nu face nicio aluzie la zeul solar, deși un asemenea zeu este din belșug atestat de alte surse. S-ar putea așadar vedea în Hermes, trac, o divinitate solară. Câteva secole mai târziu, monumentele zise ale eroilor cavaleri se înmulțesc în Balcani. Ori erou cavaler este identificat cu Apollon. Este vorba totuși de o concepție mai târzie, care nu lămurește deloc teologia regală menționată de Herodot. Teohari Antonescu, în cartea Cultul Cabirilor în Dacia, ne vorbește despre unul dintre descălecatele cele mai semnificative ale tracilor pe pământurile mediteraneo-semitice străbune și anume cel al tracilor și figienilor. Să vedem! Cu vreo câteva zecimi de veacuri îndărăt, un popor muntean de aceeași seminție cu neamurile venite din centrul Asiei și risipite peste toată suprafața Europei, cu graiul și obiceiurile sale, precum și cu o proprie manifestațiune de viață, și făcut din plaiurile înalte ale Frigiei și din nordul peninsulei balcanice locașul său predilect. Aci și în Asia Mică trăi dânsul uneori în armonie, adesea însă în luptă cu popoarele din împrejurim, și tot aci își desăvârși el natura sa, aducând, după cum vom vedea, în dezvoltarea psihologică a lumii o idee sau o concepțiune nouă care dăinuiește încă, deși sub o altă formă, frigienii și tracii, acestea sunt numele acelui popor. Chiar din luminișul istoriei au dispărut, au fost absorbiți de vecini, în sânul cărora naționalitatea lor s-a contopit. Căci în lupta pentru trai ei au fost mai slabi. Dar nouă ni se pare că odată cu disparițiunea lor nu s-a stins orice influență a lor asupra gândirii omenești. Se știe că popoarele pot să dispară etnograficește, să înceteze de a forma un corp compact cu un limbaj particular, cu o viață socială și politică a lor, însă ideile lor, atunci mai ales când ele au avut o concepțiune durabilă, nu rămân sterpe, ci trecând din vecinătate în vecinătate, cu treiere, țările și modificate, se perpetuă în concepțiunile altor popoare, înzestrate cu mai multă vitalitate. În sânul națiunii tracofrigiene, am zis, se născu o idee care se întrupă în cultul cabirilor. Oare în ce se rezumă dânsa? La început, când frigianul sau tracul primitiv, aruncat în mijlocul naturii, văzu fenomenele schimbăcioase și cele permanente ale ei, neputându-și da seama de aparițiunea și dispariția lor, și totuși cercând a și le explica oarecum, el le închipui ca niște aparențe sau ca rezultatul voinței ades capricioase ale unor ființe cu aceleași forme și patim ca și dânsul, ființe ascunse în penumbra acestor fenomene. Ceea ce atrase și mai mult atențiunea acelui om primitiv a trebuit, fără îndoială, să fie soarele cu regulata lui rotațiune în jurul locașului nostru terestru. Cât timp astrul își revărsa lumina pe pământ, înrodindu-i ogoarele, veselia sa ca om n-avea margini. Pierând însă acel focar, mâhnirea îi cuprindea tot sufletul și, plin de spaimă, el credea că disparițiunea soarelui de pe bolta cerească nu s-a putut efectua decât în urma unui omor. Punând în corelațiune soarele transformat acum sub mândrul chip al unui tânăr, cu luceafărul din amurgul serii și cu cel din revărsatul zorilor, el și-a zis că nimeni nu putea fi ucigașul zeului luminos decât frații săi luceferii. Omul întristat nu se putea bucura și mântui decât cu reînvierea mortului ascuns sub pământ sau în mare.
Așadar, această doctrină cabirică s-a rezumat, cum vedem, în dogma mântuirii naturii prin moartea zeului principal, căruia veneau să se adauge periodica lui reînviere și apoteozare. La urmă, cultul acesta cabiric, luând un corp definit cu dogmele, cu misterele și practicile sale, a fost împins să adopte un simbolism oarecare. Dar de vreme ce un popor nu se poate sustrage niciodată influențelor, fie ale neamurilor mai dinainte locuitoare pe același tărâm, fie ale celor din prejur, ba chiar și ale unor popoare mai depărtate, s-a întâmplat ca frigienii să introducă ca un semn al sacrificiului zeului lor simbolul peștelui, al cărui cult era răspândit în cercul Asiei și slujise la o destinațiune religioasă încă mai demult. Așa se făcu că principiul fundamental al cabirismului, adică conceptul mântuirii prin sacrificiu, necunoscut până atunci lumii, să ajungă a fi simbolizat printr-un pește. Această credință, cu strania ei concepțiune și cu felul ei caracteristic de simbolism, când pe la sfârșitul Republicii Romane și în primii 2-3 secoli ai erei noastre se desăvârși acea amalgamare sau mai nimerit acea fuziune de idei filozofice și religioase ale popoarelor lumii vechi. Fuziunea ajutată și de curentul unificator către care societatea de atunci tindea fatalmente. Tocmai din pricina multiplicității crescânde a raporturilor sociale și din neputința în care se găseau religiunile de a mulțumi scepticismul răspândit pururea în atmosfera oamenilor, mai ales în perioadele cu civilizațiuni dezvoltate. Această idee a mântuirii, zicem, prin omor, esențială și particular mai înainte numai cabirismului, neapărat că a trebuit să îngrobeze tot așa precum au făcut mistracismul, neoplatonismul și, într-un cuvânt, mai toate credințele ce mișunau în Asia și pe coastele Mediteranei, să se endosmozeze, de ni se permite cuvântul, în acel complex de dogme și de practici curioase care alcătuiesc ceea ce s-a numit, tot pe atunci, gnosticismul. Astfel, concepțiunea cabirică a mântuirii prin moarte trecu la creștini și cu această trecere ea planează asupra noastră a tuturor încă și astăzi. Iată cum, printr-o schiță fugitivă, socotim noi să fi demonstrat în același timp și importanța și frumusețea ideii care ne-a călăuzit în studiul de față. Dar această însemnătate ia un lustru și proporțiuni mai mari pentru noi, de îndată ce alăturăm concluziunile la care ne-au condus cercetările arheologice și mitologice provocate de unele monumente plastice, descoperite mai toate în regiunile Istrului, în cuprinsul Daciei. Dar ca să descoperim o parte din trecutul pelagilor străvechi al tracilor milenari, am mers vara trecută acolo unde puteam regăsi osemintele unor uriași, care i-au precedat inclusiv pe cei ai neamului palaistinilor sau filistenilor, lui Goliat, pe pământurile carpatice meridionale și anume în județul Argeș, la mănăstirea cetățuia Negruvodă, mai jos de Bădeni, Dragoslavele. Am căutat o bârșea, originea noastră străbună, exact acolo unde legendele spun că a început totul pentru noi, într-un loc magic, legendar al țării, pe tărâmul râului de argint, Argeș. Acolo unde a apărut Negruvodă. Religia creștină are o virtute pe care n-a avut-o niciun sistem filozofic în istorie. Egalitatea absolută nedemagogică a oamenilor în fața lui Dumnezeu, toți sunt oameni. Creștinismul nu e depășit în istorie de nimic. Pudoarea creștină e atât de pură încât carnea eroticului creștin capătă pecetea spiritului, ceea ce până la creștin n-a realizat nimeni. Dumnezeu contopește libertatea cu necesitatea și deci cu ordinea. Unul din paradoxurile ordinii creștine este acesta: atotputernicia lui Dumnezeu nu anulează liberul arbitru, fiindcă adaptarea mecanică face inutil efortul pentru mântuire. Dragi prieteni, mă aflu la mănăstirea din Nămăiești, care are o poveste foarte interesantă. Se spune că Sfântul Apostol Andrei a venit în această zonă pentru a găsi un sacerdot zamulxian. Și pe cei pe care i-a găsit aici, sacerdoții cu care s-a întâlnit aici, i-au spus Nemoest. Și de aici a venit numele Nămăiești, acestei zone, acestei localități și apoi acestei mănăstiri. Care a fost
construită, bineînțeles, pe un vechi punct energetic, la fel ca, de altfel, orice mănăstire, orice biserică creștină, care a fost construită pe un punct energetic, la fel ca celelalte temple sau locașuri de cult ale celorlalte confesiuni religioase sau culte, celorlalte culturi solare care s-au aflat, care s-au găsit de-a lungul anilor, de-a lungul veacurilor, de-a lungul vremurilor în această zonă, dar de altfel în orice zonă. Este o regulă de bază pentru a fi construită pe aceleași energii pozitive. O religie decade, alta se ridică. Da, urcat în căutarea cavalerului Trac, sacerdot al lui Bendis sau Artemis, ale cărui reprezentări există și pe teritoriul Bulgariei de azi, acesta cucerea piatra de potignire și stânca de scandal într-o pomenire a Marii Mame și pruncului său, care era Sabasio sau Tsabaot, al Mediteranei osemiticilor timpurii, adică Dionisos grec. Bine, poate acestea sunt foarte greu de înțeles pentru mulți, însă ceea ce putem spune este că Gea sau Geia, Gaia, Marea Mamă Fecioară și Maică deopotrivă, este cea pe care o numim creștinii Fecioara Maria, care mereu zămislește un prunc al concepției imaculate a unui semizeu care va duce crucea grelor încercări lumești spre a se desăvârși, dar și către a se îndumnezei, atât pământesc cât și în spirit. Este vorba despre unirea mistică sau dumnezeiască dintre ascetul om care caută calea de întoarcere și Dumnezeul care vrea să fie om. O religare, nu? Am mers mai departe și am ajuns în localitatea Corbii Mari la mănăstirea Nămăiești, găsind o mică legendă incredibilă. Asta mai era doar o gălătușă și nu mai este deloc. Iernile adevărate, eu zic adevărate cu minus 27, minus 30, se umplea toată balta cu apă și îngheța de jos până sus. Poftiți de vada, e soția, copilul, bunicuța care a stat aici până acum 6 ani jumate și curcelușul. Le vedeți pe rând, vi le las aici. Ne e dor de iernile acestea. Da. Să dea Domnul. Păi cineva că ar fi la iarnă, zic, Doamne ajută toată lumea să stinge lui măcar o secundă și poate să îndure mai ca Domnului. Haideți 10 metri să vă arăt uriaș și după aceea să vă mașcă. Rămâne scampa acolo, să vedem o uite de la distanță, de la rând de la calță, fi indicatorul. Calpa, de la piciorul drept, că îți pare să piată gheata. Mergem pe picior care are 2 metri 80 până aici. Lipsește partea de șol de aici până aici. Piciorul drept te rup din șol, ne-au spus cercetătorii. Vârful bocancului acolo trebuie să piatră, genunchi, atunci de rete. Lipsește partea de șol de aici până aici, cum v-am spus. Pe spate, fiind aici mâna dreaptă lipită pe lângă col. Aici ajungeți gâtul și acolo cap. De aici până la călcâi, are 7 metri. Un om de 7 metri rămas de la potocul Noie. A depus roca peste dumnealui și vedem rămas acolo în multe straturi, cum ar fi un om îmbrăcat în multe straturi de Ipsos. O parte din craniu este aici căzută de acolo. Veniți aproape, e piatră, pe dovadă că a fost o martioară, creier, o parte din masa lunară, partea din față, găvanele ochilor și noți. Descoperit doar acum 42 de ani, un profesor de istorie din Corp. Acum 26 de ani a venit o echipă de Lucia Hrănoză, a luat probe de aici. Am să vin în 2-3 săptămâni cu răspunsul. Nu au venit nici azi, oficial. Spun că n-au avut voie, secret mondial. Da. Verbal mi-au spus că s-au găsit anul trecut la Turda, un uriaș de 12 metri. Deci i-au spus Nefilim, în Vechiul Testament, oameni, zei, îndrăgostiți de fiicele pământencilor, transformați în rupe de piatră. O doamnă a zis că a fost martoră la Roșia Montană, pe timpul lui Ceaușescu, unul cu schelet cu tot la 12 metri, l-au luat rușii, s-au acoperit cu lespede și s-au făcut liniște.
fără documente nevenind, seamănă. Eu nu vreau să credeți că a fost un om sau că este acolo. Așa, pe metri și săptămâna trecută un domn doctor, ce eu jur că acolo e picior, restul nu îți garantez. Zic, nu jurați deloc. Seamănă un domn, eu cred că a glumit, zice, l-ai cioplit de lemn și l-ai pus acolo. Domnule, dacă avem talentul ăsta, îl punem în picioare, îl îmbrăcăm în cioban și desena, ciopleam și o oaie la vreo 3 metri și un câine. I-am spus răzând că aș lua un câine loc uriaș, i-aș pune numele Virus, care vin cu gânduri rele să nu-i lase în curte. Acolo e Cristelica sau cazanul de botez, ne-a glumit, nu vă supărați. Curtea, căsuța, bunicuța cunoscută în TVR încă din 67, Emanuel Petrescu, Marga Barbu. Au dormit aici o săptămână, s-a filmat răpirea fecioarelor aici. Eu atunci m-am născut. Unde e iarba verde lângă stâncă, era un pat de paie. Emanuel Petruț, acolo unde e alunul, venea în fugă. Marga Barbu, o vedeți în film. Haiducii erau în mănăstire, legați cu lanțul. Și i-a deschis Marga Barbu un capac acolo și a ieșit. În biserica din centru era Corea Răutu. Și mama soacră avea 12 ani, a jucat în film ca fecioară, bunica avea 48, filmându-se o săptămână aici, bucătăria să fiind la pomeni și la nunți, i-a găzduit aici și le-a făcut mâncare o săptămână. Deci am mica mare, în loc de bunică, zic asemenea persoane, au dormit aici, s-au lăsat ceva mărunți, au fost cum se cade, mi-au lăsat bani frumoși. Le dădea niște bunulețe, jucau în film ca figuranți. Seara, dacă nu la sfârșitul săptămânii, venea un domn regizor și lua bunulețele și le dădea banii jos. E bine, e bine, e ok. Și în Cristelnița și deasupra și în mănăstire, toată stânca peste 5 hectare e încărcătură energetică pozitivă. Încercați, puteți sta fiecare. Nu le știu pe toate, ar fi pe buceci care ai mam. Da. Am spus într-o zi la o doamnă, poftim? Care a zis că este? Din cele 7 din țară, ăștia 3 sunt în Argeș. Nu le știu pe toate 5, ar mai fi Bucegi, Caraimanu, Ceahlău, Ceahlău, Godeanu, Retezat, Orăștie. Și cu ăstea 3, 4, 7, ar fi 8. Nu le știu pe toate pe de rost. De fapt, Godeanu mai degrabă decât Retezatul, da. Da? O să mă interesez și când mai vin turistă știu să le răspund. Dacă nu am găsit scris doar din auzită, nu le-am... Punem 10 găleți de apă, până dimineață, 12 ore, 100 de litri se infiltrează prin piatră. Ar avea ca o inserție de metal și dă acustica sau rezonanța aceasta de cazan. Vă ajut, domnule? Nu? După cum vedem, dragi prieteni, timpul se dilată, se comprimă. Trecutul se îmbină cu prezentul, cu viitorul, dar în special cu ceea ce putem numi civilizația ante-creștină sau dinainte de învățăturile creștine care au ajuns aici prin intermediul Sfântului Apostol Andrei. Bineînțeles că tracii au un mister aparte, fiind mari anonimei istoriei, au un mister sculptat în piatră, după cum se poate vedea. Am putea să spunem că această sculptură este făcută de mama natură. Sau, poate e mult mai veche decât tracii, mult mai veche decât pelagicii, dinainte de venirea lor pe aceste meleaguri. Pietruri perfecte? Poate da, poate nu. Uriași. Tehnologie străveche, înapoi la natură, origini, obârșii și multă piatră. Acesta este secretul. Piatra este pentru traci, pentru pelazici,
pentru antemergătorii noștri, un arhetip universal al stăruinței divinității în natură. Ar fi spartă bucata. Aici. Aici era o grajdă de ținut cald. Sus. Cam așa, dar ce cum mai mic. A luat-o în grație, simt. Deci, zic eu, până 30-40 de kilogram. Bine, zice, ca altă roc cristalin. Doar fotografie am văzut într-o carte. Atât. Da, am văzut și noi de piatra aia, am citit despre ea, adică am văzut și noi fotografii și că avea inscripții pe ea și că s-a găsit aici în satul ăsta de piatra. Nu se știe, dispărută. Nu știu. N-am ajuns la documente ca și la aici. Da, sunt clasificate. Sunt clasificate. Sunt clasificate pentru că nu se pot, nu se pot explica. Adică cu Biblia se pot explica, dar oamenii nu pot. Dar faptul este că este ăsta e Institutul Smithsonian care se spune că e talon în istorie și acum ceva a fost un scandal că s-a mai descoperit că lumea scrivete din ăsta foarte mari și ăsta le lua și le tocau. Sunt peste cap istorie așa cum așa. Vedem că dintr-un spirit care creează totul, găsim o frântură de lumină divină care vrea să fie pământ, pentru a găsi liniștea interioară atât de mult răvnită. Poarta spre Dumnezeu este credința, iar forma prin care se intră la Dumnezeu e rugăciunea. Fără nemurire și mântuire, libertatea e de neconceput. Omul, dacă nu are în substanța lui ideea nemuririi și mântuirii, nu e liber. Seamănă cu berbecul, cu capra, cu oaia. Concepțiile se ating, se îmbrățișează, se întrepătrund. Nemuritorii lui Zamolc, se precum cei care se negau pe sine într-un Hristos, sunt pătrunzători în împărăția cerurilor. Și au doar o singură finalitate, Dumnezeu. Ei râd în fața morții, ba chiar sunt ad mortem paratissimi, sau appetitus mortus. Le e poftă de moarte pentru a-L trăi pe Dumnezeu, pe zeul pământului și cerului, care este tată-mamă. Astfel, dragi prieteni, ca să încheiem acest episod, o să spunem că am trecut de la zamolxianism la creștinism, precum elevii de la clasele primare la cele gimnaziale, pentru că așa ne este natura. Neavând nevoie să trecem printr-un examen dificil, a fost normal, natural. Dacă v-a plăcut acest episod al podcastului nostru și doriți să mai vedeți, dați-ne un like sau un comentariu și dați subscribe ca să fiți notificați despre următorul episod. Vă mulțumim pentru vizionare și vă urăm toate cele bune în continuare. Să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă salutăm cu drag!